Aflăm acum din Ioan 16 de ce a fost mai bine ca Iisus să se ducă. În acest capitol Iisus va încheia ultima sa cuvântare adresată ucenicilor pe când mergeau spre grădina Ghețimani. În Ioan 14, Domnul le promisese un viitor glorios împreună cu el, adăugând însă că a-l urma pe el presupune sacrificii, adică să părăsești orice altceva. Iisus le-a spus toate astea ca să-i întărească pe ei, dar și pe noi, în vederea a ceea ce avea să urmeze. Iisus i-a iubit până la capăt, identificându-se cu ei, și îl doare și ce vor suferi ei mai târziu, și asigură că va fi cu ei. O discuție așa intensă n-avea cum să nu le facă ucenicilor inima grea. Iisus le observă tristețea și le spune, în Ioan 16, versetul 7, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. De ce era venirea Mângâietorului un lucru așa de bun? Iisus a venit în lume ca să moară și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți, cum scrie și în Marcu 10, versetul 45. Odată acest scop împlinit, el urma să se întoarcă la Tatăl. Când s-a întrupat ca om, Iisus s-a limitat pe sine, ajungând să fie ca oricare dintre noi într-un singur loc odată. Duhul Sfânt poate fi peste tot în același timp. Duhul Sfânt este Mângâietorul venit în noi și între noi cu câteva scopuri și lucrări unice. Întâi, El ne convinge de păcat. Ca un procuror, El îți va dovedi păcătoșenia și te va ajuta să te întorci de la păcat la credința în Iisus Hristos, începând din inima ta. Apoi El ne convinge de neprihănire. Învierea lui Iisus nu doar că ne spală păcatele, ci adaugă și neprihănire. Duhul Sfânt ne convinge de judecată. Lumea este ca un condamnat care își așteaptă sfârșitul. Duhul Sfânt, învățătorul nostru din noi, ne îndrumă în tot adevărul. El ne descopere lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Doar El poate face asta. Iisus le-a spus ucenicilor săi că peste puțin urmau să se despartă, dar le promite că va veni din nou la ei, în persoana Duhului Sfânt. Și exact în acest punct suntem și noi astăzi. Domnul ne invită pe fiecare să ne rugăm Tatălui în numele Lui prin puterea Duhului Sfânt. Dumnezeu Tatăl dorește să ne răspundă, dar rugăciunea trebuie să vină dintr-o inimă plină de dragoste pentru Domnul Iisus, care este împărtășie cu Hristos și care ascultă de El. Ultimul lucru pe care îl mai spune Domnul este o axiomă a vieții creștine. Pacea adevărată se găsește doar în și la Iisus. În viața și lumea aceasta întâmpinăm adesea necazuri, dar sus inima, îndrăzniți, Iisus a biruit lumea. Singurul care a dus o viață de necurmată biruință a fost Iisus Hristos. Biruința Lui ne asigură și nouă o viață victorioasă. Când vom învăța să ne identificăm cu El, să rămânem în strânsă părtășie cu El și să trăim simplu și în detaliu ceea ce pentru prea mulți creștini este doar teorie, atunci vom începe să experimentăm pacea lui Dumnezeu în inimile noastre. Atunci vom avea atitudine de biruitori și vom experimenta adevărata bucurie în viața noastră. Data viitoare vom auzi cum sună adevărata rugăciune domnească.